Bună ziua și bine v-am găsit la un prim gameplay în română. De data asta suntem în Blade and Soul. Să vedem ce avem aici, un joc MMORPG lansat prima dată în Coreea, am avut câțiva ani și de câteva zile și în Europa și în America. Să vedem. Dăm aici create new character. Asta e ce e aici. After name change at slot lobby. Arbon. Avem Jin. Așa. Și aici avem Assassin. Blade Master și Kung Fu Master la toate. Avem Gon. Lin. Și Yun. Acest joc pot să zic că seamănă puțin cu Ion și Cabal și jocuri de genul, să zic așa, Cabal Online. Chiar nu știu ce să fac. Hai să vedem cum e asta. Mamă. Assassin, ok. Băiat. Assassin. Blade Master. Kung Fu Master. Blade Master, asta vreau. Next. Și aici ți-l faci cum vrei tu. Aoleu. Ce înalt e. Uite, așa vreau. Face-ul. Uite, ăstea îmi plac. Uite, ăstea. Când mă sclipez de numă. Mă, nu fi supărat. Nu, ăștia e alin. Ok. Dați prea mult, aici nu prea mă interesează pe mine. Next. Ce-i cu background-ul? Ui, ce tare ai de fața mea. Așa, și pot să mai zic că acest joc seamănă și cu Terra Online. Așa, facial costume. Poate că e un pic cam înalt, zic eu. Head, capul. Ce-s astea? Ce-s astea, băi? Leaur. Reset, randomize. Deci mi se pare că e cam înalt un pic. Ei, brow type, ok, nu, face, așa, cosmetics, adică parcă nasul ăla e cam urât, așa, un picuț, așa, chiar nu știu ce să modific aici, facial, nu știu, ok, de încolo, ce e asta, hai să vedem. Voice. Dar dacă l-aș auzi. Speech. I'm ready for adventure. Ok, nu? Speech. I'm ready for adventure. For honor and for glory. Nu, nu, nu se poate rezi. My enemies will fall before me. Nu. My path has been chosen. Ăsta e la lângă. Ok. Ce e asta? Caracter name, hai să vedem. Iriticu mare. Yes, da. Ce bine pare că am putut crea caracterul ca și canalul de YouTube. Chiar mă bucur. Așa, dăm start game. Chiar nu știu unde ne bagă. Hai să vedem. Chiar nu știu ce server am ales, chiar nu știu. Doar am intrat, l-am instalat. O să las linkul în descriere dacă vreți să vă apucați. Deci nu, pot să zic că nu, cât de cât. Așa pe bar o să neală. Sperăm că o să meargă bine. Cât de cât, frumos.
Bine, vă dați seama că e greu. Și vorba aia, dacă tot e deschis recent, de ce să nu încercăm? Adică e recent acum, nu pot să zic că toți sunt full blindați, full build, full de tache. Și pot să zic că nu prea e pay to win. Nu prea. Aha. Și merită încercat, adică eu chiar vreau să încerc. Sau un piculeț. Chiar dacă pot să zic că se încarcă destul de greuț. Vă dați seama că nu merge în 30 de frame-uri, nu merge chiar full. No. Are câțiva gigajocuri. Deci nu pot să zic că merge pe orice PC. Dacă ai acolo ceva cât de cât decent. Chiar nu știu ce aventuri ne așteaptă aici, chiar. Sunt foarte curios. Ioi. Deci chiar este ceva nou față de Metin, este foarte diferit, foarte complex. Jocul, poți să te bați și aveți multe de astea, dar noi dăm peste ele, e să că, dacă vreți să scăpați peste ele, dați e să că. Bruu. Așa. Ok. Where is my uniform? Ok, next, next, next. Complet. Ok, hai de fața mea ce. Mamă, ce sensibilitate are. Ok, cred că ar trebui puțin să modific sensibilitatea la mouse. Display, settings, name, screenshot, graphics, skills function, mouse settings. Mi se pare că merge prea așa, prea. Bine, dă-l încolo. Hai că o facem mai departe, deci. Slab, dar dă-l încolo. N-are nimic ca să îngrașe el. F. Deci cu F am văzut că și-a luat echipamentele. Ok. Păi I mă gândesc inventarul. Deci ce avem aici? Ceva armurică. Oh, nici ce fain arată. F. Ca să vorbim. F. Ok, am putut ieși de aici foarte bine. Uai, de fața mea ce fain e. Nipă, e riticul mare. Cât de mare e. Se pare că aici e harta. Chapter 1, nu știu ce. Hai că vreau să mă bag cu asta. Ei, una îți dau două te caci. Nu mă duc la ăsta și ce zic? Ei. Ok. Focus, crachet. Așa. Prima impresie arată bine. Îmi place stil corean, cum aruncă mâinile stânga și în dreapta. Oare pot sări de aici? Really? Se pare că am parcat. Sau nu? Mamă, dar cât am sărit, dita mai stânca. Chiar nu știu unde am ajuns. Interesant, mai am trecut pe HP, chiar nu înțeleg de ce, probabil că am sărit de pe o stâncă foarte înaltă. Zic și eu, nu știu. Se pare că se regenerează destul de bine. Băi, dar bagă sprint, bagă ceva. Cum era sprint? Băi. Apăs deocamdată pe cât râl și râ. Ce cât râl și râ? Chiar nu știu ce sarea. Find Sejin outside the dormitory. Cred că trebuie să mă duc acolo unde scrie pe hartă. Ar trebui să mă duc. Dacă s-ar grăbi și asta un piculeț, așa, n-ar fi nimic. Dar cred că de aici am ieșit eu. Nu știu, doar presupun. Aici ar trebui să fie. Dar nu văd pe nimeni. Hai să intrăm înapoi.
Ei, ce faci, măi? Iurca. Tărăgon, F. Bă, nu dormi. Să leg cu asta. Ok. Bine. Ție ce treabă, doamna? Urechi umflate? F. Pune ce și dormi. Ceva arme, n-aveți aici să-mi dați? Că m-aș bate, dar o leacă. No, bine, ce să zic, băi, pana mea. Cam atât a fost și cu acest videoclip informativ. O prezentare, mai bine zis, un gameplay în română. Pare interesant jocul. Ce să zic, dacă le jucați, să mă adăugați pe Skype, să mă învățați și pe mine, dacă vreți. Aoleu, ce-i treaba asta? A, și tot aveți misiune, stai că mă duc pe asta. Stai să ce-i treaba. Da, că văd că tot trebuie să mă duc așa după asta. La ăsta, mă? Am ce-a fost la el. E pe sprintul. Cum e sprintul? Shift, M, to map, W, Shift. Ai de față. Nu ai nici tare fuge. Mai deci dacă ții pe Shift, fiți atenți. Ce fain zboară, ni? Uai de pui mei, bă, ni. Uite la cum zboară, ni pui cum zboară. Interesant. Bun, și avem multe de descoperit în continuare. Bun, na, eu am fost Eriticul Mare, din nou pe tractori, dacă știi cum zic.